Secția de neontologie a maternității Cuza Vodă din Iași va purta numele medicului Maria Stamatin. Decizia a fost luată în comitetul director al unității medicale și va fi înaintată către Ministerul Sănătății. Conducerea maternității Cuza Vodă a hotărât că odată cu ieșirea la pensie a doamnei profesor dr. Maria Stamatin, șefa secției neontologie 2, secția pe care a condus-o atâția ani să-i poarte numele în semn de apreciere pentru munca depusă. Noua șefa a secției este doctorul Anca Bivoleanu, medic primar neontolog. De precizat este că secția neontologie 2 găzduiește cea mai mare unitate de terapie intensivă neonatală din țară, unde anual sunt îngrijiți și monitorizați peste 1000 de nou-născuți prematuri sau la termen.